fost rănit ușor în timpul incidentelor. 6 participanți la meeting, între care 2 cetățeni străini au fost agresați ulterior într-un tren de metrou. Ei au depus plângeri la poliție. Eu am fost interogat primul. Anchetatorii s-au purtat foarte urât cu mine, numindu-mă târfă în repetate rânduri. El a recunoscut totul la interogatoriu. Eu n-am recunoscut nimic până când mi-a fost pus pe masă jurnalul meu intim, care fusese adus la poliție de sora mea. Atunci mi-am dat seama că voi pierde totul. În biroul în care am fost anchetat se adunaseră foarte mulți polițiști care râdeau de noi. Apoi am fost duși în arestul poliției județene. Încă de la intrarea în arest, când aflam motivul pentru care fusesem arestați, ofițerul supraveghetor, caratistul, cum îi spuneau ei, s-a năpustit asupra iubitului meu, lovindu-l cu picioarele în gură, în stomac, chiar și după ce a căzut la pământ și și-a pierdut cunoștința. Eu am fost doar insultat în repetate rânduri. În celula în care am fost dus erau 6 paturi în care dormeau până la 16 suspecți. Înainte de intrarea mea în celulă, șeful de cameră a fost informat că urma să fie adus înăuntru un homosexual. După câțiva ani, iubitul meu s-a sinucis din pricina presiunilor și izolării la care a fost supus. Trăisem cu speranța că într-o zi vom putea fi din nou împreună. O parte din mine a coborât alături de el în pământ. Cealaltă a continuat să trăiască în ura și disgrația celor ce mă înconjoară. Nimeni nu se aștepta ca acest regim care se vroia a toate stăpânitor, a toate știutor, a toate făcător, care nu manifesta luciditatea minimă necesară pentru a înțelege momentele de dramatism pe care le trăiește națiunea română, să facă un semn de rezolvare pe cale normală, pe cale pașnică, prin înțelegere cu cetățenii țării a problemelor grave cu care se confruntă și economia țării, situația socială, situația materială a tuturor categoriilor de oameni ai muncii din această țară. A împins până la catastrofă situația economico-socială a țării, tensiunea politică și se face în ultimă instanță vinovat de crimă odioasă. Au spus că mint și m-au luat la bătaie. Un bărbat blond, înalt, în civil, m-a bătut cu pumnii în frunte și în ceafă. Au vrut să afle cu cine o mai făcusem și m-au bătut sadic ca să afle nume și adrese. Mi-au tot lovit capul de un birou până când mi s-a rupt un dinte și a început să-mi curgă sânge din gură. În cele din urmă am recunoscut că avusesem relații sexuale cu un student străin care plecase din țară. Polițistul blond m-a luat atunci într-o altă cameră ca să mă ia o declarație. M-a întrebat care dintre noi avusese ideea să facă așa ceva. I-am spus că nu contează, amândoi vrusesem. Mi-a zis apoi, prietenul tău a spus deja că a fost ideea ta. M-a lovit în cap și m-a bătut cu bastonul până când am spus în declarație că fusese ideea mea. Ne-au tot întrebat care dintre noi fusese băiatul și care fata.
Când le-am răspuns că amândoi suntem băieți, m-au luat la palme. Am fost ca doi saci de box. Societatea românească nu este pregătită încă pentru liberalizarea relațiilor de tip homosexual. Lucru care reiese cu pregnanță în evidență din ceea ce se întâmplă astăzi în mediul infracțional și mai ales am în vedere faptul că suferim de o lipsă de autoritate totală a legii și a instituțiilor statului care și așa fac inoperante sancțiunile care se aplică unor asemenea delicte care până acum au fost pedepsite de codul penal. În acea scrisoare, prefericitul părinte atrage atenția parlamentarilor că demersul lor este în contradicție cu tradiția poporului român. Patriarhul Teotist spunea că strămoșii noștri au știut să deosebească chiar și în cele mai grele momente păcatul de virtute, firescul de nefiresc și normalul de anormal. Biserica respinge iubirea necurată pentru a proteja și promova iubirea sfântă așa cum este voită de Dumnezeu. Creatorul omului respinge tirania patimilor egoiste și fără rod de viață pentru a proteja libertatea de a trăi în virtute. Respinge ceea ce este împotriva firii pentru a apăra firea umană în demnitatea ei. M-au dus la ginecolog ca să vadă dacă sunt femeie sau bărbat. Am refuzat. M-au forțat cu cătușele și la mâini și la picioare și m-au dus la ginecolog. Am fost legată de calorifer 24 de ore, fără mâncare, fără apă, fără nimic. Dacă îmi venea să fac pipi, trebuiau să-mi dea jos pantalonii de pe mine. Ce-au făcut nenorociția cu mine, nici acum nu-mi revin. M-au trimis la Jilava să vadă dacă sunt normală la psihic. Am fost acolo 29 de zile la spitalul închisorii. În fața comisiei în care erau 4 doctori, m-a întrebat unul dintre ei dacă sunt lesbiană. Le-am spus că asta e treaba mea. Scoate-ți afară, n-avem ce discuta cu ea. Nici eu n-am ce discuta cu voi, nu sunteți medici, sunteți niște comuniști. Am fost izolat în camera de forță 10 zile. La urmă, când m-au scos afară, mi se aducea mâncare, dar nu puteam să mănânc. A trebuit să mă ducă la aiut pentru proces. Am avut avocat din oficiu care nici măcar nu a vorbit cu mine. Mi-au spus că sunt acuzată de homosexualitate. Avocatul n-a făcut nimic pentru mine, mai rău ca o criminală, pentru că eram lesbiană. La Târgșor, acolo a fost pușcăria grea. Dormeai pe patul de fier cu o saltea așa, subțire de tot. Cum să nu te îmbolnăvești de reumatism? Îți dădeau apă ca să te speli numai sâmbăta prin rotație. Am fost tot timpul la izolare. Nu aveam voie să am contact cu femeile de acolo, nu cumva să le corup. Am aflat după că am fost declarată prizonier de conștiință de Amnesty. La aparatul parlamentului se află Roxana Nica. Bună seara! Bună seara, Radu! Roxana, bună seara tuturor! Cât de învolburate au fost dezbaterile astăzi și mai ales care sunt noile reglementări în domeniu? Nu se poate spune că dezbaterile de astăzi au fost învolburate. E drept că au fost anumite divergențe între putere și opoziție, însă acesta nu este un lucru nou, pentru că de obicei se întâmplă așa. E drept de asemenea că până au reușit să se adune în sala de ședință, a fost nevoie de ceva insistență din partea președinților de ședință. Până la urmă s-a ajuns la un consens și articolul 200 din codul penal a fost abrogat. Potrivit noilor prevederi ale codului penal, este pedepsită cu închisoarea doar practicarea în public a relațiilor homosexuale. De asemenea, potrivit noilor prevederi, există și pedepse pentru astfel de manifestări. Este vorba de pedepse cu închisoarea cuprinse între 1 și 5 ani. Deputații opoziției s-au împotrivit abrogării articolului 200. Ei au spus că această renunțare la articolul 200 poate duce până la urmă la generalizarea fenomenului de homosexualitate și chiar la practicarea căsătoriilor între persoane care sunt homosexuale. Reprezentanții opoziției au reamintit că practicile homosexuale contravin moralei creștine. Uneori mă gândesc că poate exista ceva ascuns în mine. Ceva de care eu n-am știut până la o anumită vârstă. Un fel de bombă cu efect întârziat.
Mi se întâmplă adesea să stau singur și să mă gândesc la trecut. Am fost tentat întotdeauna să privesc totul ca pe o fatalitate, până și bat jocurile, până și indiferența sau grața. Prima dată m-am îndrăgostit de un medic. Nu-l cunoșteam, de fapt nici nu eram sigur dacă este adevărat ce se spune despre el sau nu. Viața îmi devenise aproape imposibilă și nu mai găseam liniștea. Săptămâni de-a rândul am așteptat în fața casei lui un prilej pentru a face cunoștință. Într-o seară mi-am luat inima în dinți și am stat în fața casei lui până s-a întors de la servici. Când a dat să intre pe ușa blocului, m-am repezit spre el și am turuit dintr-o suflare tot ce aveam pe suflet. M-a privit câteva secunde în tăcere, destul pentru ca eu să simt cum îmi fuge pământul de sub picioare și să-mi vină să o iau la fugă. Exact în acel moment m-a prins de mână. M-a invitat să urc. Îmi era rușine de mine. Avea un apartament frumos, mobilat cu bun gust. Mi-a făcut o cafea și mi-a oferit ceva de băut. Un timp am stat de vorbă. A fost foarte tandru cu mine și m-a liniștit de fiecare dată. Apoi îmi jurasem că orice s-ar întâmpla, acel lucru n-o să se mai repete. Mă forțam din toate puterile să fiu din nou cel de altă dată, fără folos. Așa se face că după un timp mă aflam din nou în fața locuinței lui așteptându-l. Apoi el a plecat definitiv în Statele Unite și mie mi-a rămas doar calvarul. Nopți petrecute pe străzi și prin WC-urile publice, bat jocuri de tot felul, umilințe, amăgiri. Nu cred că pot exista cuvinte în stare să descrie coșmarul acesta. În jurul meu nu mai există acum decât mocirlă și mai ales dorința tot mai acută de a mă sinucide. Dar știu că sunt laș, știu că nu voi avea puterea să o fac. Se spune că toți oamenii au dreptul la fericire. Dar oare există măcar umbra acestei fericiri?